Atunci, în cabinet, practic, lucrurile astea le învățăm. Să identificăm emoția, să vedem dacă e funcțională sau disfuncțională, să vedem corespunzător emoției respective, ce gândire am folosit. Pe urmă, sigur, e un întreg proces. De ce am ajuns să gândim în felul acesta? Explorăm un pic trecutul, pentru că gândirea care o avem la momentul actual, am mai spus, are în spate tot trecutul. Nu am gândit așa de astăzi. Noi gândim așa de mult timp. Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres, podcastul unde săptămânal vorbim pe larg împreună cu experți din diferite domenii despre cele mai bune soluții pe care le avem la îndemână și pe care le putem aplica în viața noastră pentru a reduce stresul și pentru a ne crește gradul de bunăstare. Te invit să asculți până la final acest episod și dacă ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like sau mai bine un comentariu cu partea ta preferată. În acest fel o să reții mai bine informația și o să poți să o aplici mai ușor. Bună dimineața, Ana Maria! Bună dimineața, Alex! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea! Cu mare drag și eu mă bucur să fiu aici! Vorbim astăzi despre depresie și anxietate și vorbim despre cum aceste stări ne impactează emoțiile și cum acele emoții pot fi funcționale sau disfuncționale. Și este un subiect care pe mine mă bucură, pentru că și înainte să înregistrăm ieri am scris o postare unde am spus că îmi place faptul că oamenii se îndepărtează de ideea de a fi fericiți tot timpul și acceptă ideea că putem să avem și stări de negative în viața noastră și că ele chiar ar trebui la un moment dat să le simțim atunci când se întâmplă lucruri în viața noastră. Și mă bucură faptul că ai vrut să vorbim despre lucrul acesta ca să-l punem într-o formă foarte profesională și bazat pe numărul de cărți din spate. Sunt convins că o să fie o formă foarte profesională. Însă, înainte să începem, spune. Da, te ascult. Ok, bun. Înainte să începem, eu am o întrebare pe care o pun invitaților și aceea este: ce ar spune Ana Maria despre Ana Maria? Ce ar spune Ana Maria despre Ana Maria la momentul ăsta? Da. La momentul ăsta, Ana Maria despre Ana Maria ar spune că are și ea anumite emoții. Și prin asta, de fapt, vrem să arătăm că emoțiile sunt un lucru necesar și de care nu putem să ne lipsim. Și dacă ar fi să pun în cuvinte ce emoție trăiesc la momentul ăsta, aș putea să o definez ca o anumită teamă, o senzație de frică oarecum, dar care este într-o anumită limită, nu depășește pe o axă de la 0% la 100%, nu depășește 50%, așa încât este o emoție negativă, dar bună și nu ajunge în zona de anxietate, ceea ce e foarte bine, că nu mă împiedică să am discuția cu tine acum. Mulțumesc! Ești un pic de entuziasm acolo? Evident că e și un pic de entuziasm. E prima dată când fac lucrul ăsta și atunci mă gândesc că e firesc să fim un pic mai emoționați, dar sper să fie util pentru cei care urmăresc. Mai facem un check-in la sfârșit și vedem cum ne simțim, da, și la sfârșit. Spune-ne un pic despre activitatea ta profesională. Sunt psihoterapeut cognitiv-comportamental. Am un cabinet unde îmi desfășor activitatea și pe lângă psihoterapia cognitiv-comportamentală mai fac și terapie craniosacrală, care este foarte utilă pentru că este o formă de terapie care ajută mult reglarea sistemului nervos. Și o folosesc destul de frecvent în asociere cu psihoterapia. Reglarea sistemului nervos. Văd foarte, foarte des această frază sau această propoziție pentru diferite tehnici. Sportul reglează sistemul nervos, respirațiile, CBT-ul, diferite forme de healing reglează sistemul nervos. Ce înseamnă reglarea sistemului nervos? Ce înseamnă mai exact reglarea sistemului nervos?
Păi, în primul și în primul rând, sistemul nervos este conectat la toate celelalte sisteme din corpul nostru și implicit, în primul rând, la sistemul endocrin. Așa încât, atunci când substanțele chimice care mediază buna funcționare a întregului corp sunt într-un dezechilibru, endorfinele care trebuie să existe și dacă există într-un număr insuficient, atunci automat că tot corpul nostru e într-un dezechilibru. Reglarea sistemului nervos, practic, asta presupune, să ajutăm ca sinapsele dintre neuroni să facă o bună conexiune pe baza substanțelor chimice, așa încât ulterior toate celelalte sisteme să poată să funcționeze în relație cu sistemul nervos. Asta înseamnă că dacă avem un sistem nervos funcțional, care funcționează bine, automat și starea noastră interioară este una bună. Deci, obiectivul practic ăsta este să ajungem să avem o stare cât se poate de optimă, în condițiile în care, da, poate că în viața noastră se întâmplă tot felul de evenimente, dar asta nu înseamnă că suntem în afara soluțiilor și că nu putem să facem nimic. În moment când vorbeai, încercam să-mi aduc aminte de doi termeni care fac referire la cum ar trebui anumite cifre din corpul nostru să fie și cum se schimbă ele, și aici fac referire la, uite, spre exemplu, nivelul de pH al stomacului, care trebuie să fie tot timpul la un anumit număr. Aciditatea din stomac ar trebui să fie tot timpul la un anumit număr ca pentru buna funcționare a stomacului. Și mai apoi este și ideea de, dacă ies la alergat, e normal să-mi crească pulsul. Iar da. Apoi când vin acasă, când ajung să-mi fac un duș sau înainte de somn, să se liniștească bătăile inimii ca să pot să dorm. Și în momentul acela, cumva, sunt anumite numere din corpul nostru sau anumiți factori din buna funcționare a corpului care cresc sau scad în funcție de parametri. Anumiți parametri, okay, care cresc sau scad când noi facem o serie de activități sau când suntem puși într-o serie de situații. Însă anumiți parametri ar trebui să rămână constanți. Și pentru mine, când am auzit lucrul acesta, a făcut așa un click în mintea mea. Pentru că mi-am dat seama că foarte mulți dintre noi, înainte să fie să ne ducem la somn, fie să mâncăm, fie să intrăm într-o ședință, fie să muncim, suntem, parametrii noștri nu se potrivesc, parametrii stării noastre interioare nu se potrivesc cu ceea ce facem. Și ar fi bine să înțelegem că avem putere asupra anumitor lucruri prin obiceiuri sau prin practici, fie ele mentale sau fizice. O să-mi aduc aminte cum se numesc termenii, sper pe parcursul podcastului și după aceea o să-i spun la sfârșit. Super! Ca să intrăm în subiect. Marea majoritate a oamenilor pe care îi vezi tu vin la tine pentru depresie și anxietate sau pentru calmarea stărilor de depresie și anxietate. Cel mai frecvent. Povestește-ne un pic despre cum aceste stări ne afectează starea emoțională și cum putem să lucrăm la ele prin practicile pe care tu le recomanzi. Deci, în primul și în primul rând, exact cum spuneam mai devreme, cu toții experimentăm tot ceea ce trăim în viața noastră are în spate și o anumită stare emoțională, deci nu putem să trăim în afara stărilor emoționale. Stări emoționale însemnând atât emoții negative cât și emoții pozitive. Emoțiile negative se împart în două categorii. Emoții negative funcționale și emoții negative disfuncționale, respectiv bune sau rele. Acum, asta este un lucru care de multe ori oamenii nu-l cunosc. Ei nu știu că emoțiile negative se împart în două categorii și imediat o să spun care sunt și aceste două categorii. Și de multe ori dorința oamenilor este de a nu experimenta emoțiile negative și de a experimenta doar emoțiile pozitive.
Acum, să revin. Emoțiile negative funcționale sunt frica, tristețea, nemulțumirea, dezamăgirea și regretul. Adică este normal să experimentăm toate aceste emoții negative în diferite contexte pe care le avem în viața noastră. Astea nu le putem nici exclude, nici scoate, nu le putem îndepărta din viața noastră pentru că nu putem să funcționăm fără ele. Problema intervine în momentul în care aceste stări emoționale, aceste emoții negative bune, ajung să depășească o anumită intensitate, dacă ne imaginăm o scală de la 0 la 100%, să spunem ce depășește o intensitate de 50%, deja se transformă în emoții negative disfuncționale. Atunci avem corespondent pentru fiecare emoție negativă bună, corespondent al ei ca și emoție negativă mai puțin bună, prea disfuncțională, în sensul în care ajunge să ne împiedice să ne dezvoltăm activitățile, interferează cu relațiile, interferează practic cu tot ceea ce trăim în fiecare zi. Atunci, dacă frica este emoție negativă bună, funcțională, corespondentul ei este anxietatea. Dacă tristețea este emoție negativă bună, depresia este emoție negativă disfuncțională. Furia este emoție negativă disfuncțională, corespondentul ei funcțional este nemulțumirea. Starea de regret este o emoție negativă funcțională, vinovăția este o stare negativă disfuncțională. Dezamăgirea, la fel, este o stare emoțională negativă corectă, bună. Rușinea, în schimb, este o stare negativă disfuncțională. Așa încât oamenii când ajung în terapie, când ajung să ceară, să aibă nevoie de ajutor, de obicei ajung în zona asta de emoții negative disfuncționale și se prezintă practic în terapie cu stări de anxietate, cu stări de depresie, cu o încărcătură emoțională bazată pe sentimente de vinovăție sau de rușine sau prea multă furie. Pentru că practic când ajungem să experimentăm astfel de stări emoționale disfuncționale, repet, ele interferează cu tot ceea ce noi trăim și sunt extrem de deranjante. Nu ne mai lasă să ne desfășurăm viața în niște condiții optime și atunci ajungem la terapie. Referitor la ce facem după ce ajungem în terapie, deci, în primul și în primul rând, este necesar ca să avem o cunoaștere corectă referitor la aceste aspecte, adică emoțiile pe care le experimentăm sunt de două categorii și ceea ce determină să ajungem în starea de anxietate sau de depresie sau celelalte stări emoționale negative, practic este gândirea pe care noi o avem, modul nostru de gândire. Acum, chiar stăteam zilele astea și mă gândeam că referitor la minte și la gândire, inclusiv de acum 2000-2000 ceva de ani, de pe vremea lui Buddha, chiar și Buddha menționa lucrul ăsta, că mintea noastră este cea care creează realitatea. Și stăteam și mă gândeam dacă chiar și acum 2000-2500 de ani lucrul ăsta era cunoscut, noi acum, la momentul prezent, când avem și studii care arată lucrul ăsta, că de fapt stările astea de anxietate, de depresie, de încărcătură emoțională sunt date de modul nostru de gândire. Dacă la ora actuală deja știm, repet, și pe bază de studii, ce ne împiedică să putem să privim lucrul ăsta și să-l acceptăm mai bine? Observ de multe ori că oamenii sunt foarte neîncrezători referitor la asta, ca și când gândurile n-ar avea nicio importanță sau... Și aici cred că intervine și e necesar ca oamenii să dezvolte un mai mare nivel de conștientizare referitor la ceea ce avem în mintea noastră și cum ajungem ulterior să experimentăm stările emoționale pentru care ajungem într-un cabinet de psihoterapie sau de consiliere sau ce alte modalități căutăm.
Ca să adaug un pic la ceea ce ai spus tu, mi se pare că foarte mulți dintre noi avem atât de multe gânduri și mai ales în ziua de astăzi, în lumea modernă, unde cumva trăim pe gândurile altora, pentru că deschidem telefonul și vedem tot felul de lucruri, sau trăim pe gândurile celor dinaintea noastră care ne-au, cât au putut ei de bine, ne-au spus anumite lucruri și acele lucruri au devenit automatisme în mintea noastră și gândurile se produc automat. Sunt convins că există și o lipsă de viziune și în momentul în care nu ai ce face, mintea caută lucruri în jurul tău și de obicei ele sunt negative, pentru că mintea noastră, creierul, este făcut să supraviețuiască. Asta e prima, astea sunt cele două nevoi de bază ale creierului, reproducerea și supraviețuirea. Sunt cumva și niște este și un o chestie chimică în corp, fie din alimentație, fie în anumite cazuri genetică, unde anumite chimicale nu se produc în mintea noastră, dar marea majoritate a noastră suntem sănătoși de când ne naștem și ajungem să rămânem cu aceste gânduri și cu aceste emoții din lipsa de cunoaștere, dar și din cumva din lipsa unei înțelegeri a faptului că aceste obiceiuri de a ne calma mintea sau de a ne focusa pe gândurile noastre sau de a avea o viziune a obiceiurilor noastre, ele lipsind, neavând ce face și fiind în social media tot timpul sau fiind cumva ocupați cu viața noastră, clar gândurile noastre rămân acolo. Dar ai vorbit despre emoțiile noastre și cum cele negative sunt funcționale sau disfuncționale, și aș vrea, dacă poți, să ne explici când devine această stare, când devine ea o condiție medicală, atât cât poți, în timpul pe care îl avem, pentru că mi se pare important să facem diferența dintre sunt trist, care este un lucru funcțional, am o stare de depresie și sunt depresiv, am o condiție medicală numită depresie. Păi, în primul rând, ca să putem să menționăm prezența unui diagnostic clinic, adică să spunem că da, o persoană suferă de diagnostic clinic, anxietate, tulburare de anxietate sau tulburare de depresie, trebuie să fie făcut o evaluare clinică, trebuie să fie făcut clar un protocol de diagnostic ca să putem să spunem asta. Adică persoana respectivă trebuie să se înscrie la anumite criterii. Doar simpla experimentare uneori a stării de tristețe sau a unei stări de teamă, dar care ulterior revine destul de rapid, nu se menține la un nivel ridicat, așa cum am spus, adică nu rămâne la o intensitate foarte crescută, peste 50%, un interval lung de timp, adică dacă ea revine înapoi și persoana respectivă reușește să revină la o stare bună, atunci evident că nu vorbim despre un diagnostic, adică eu cel puțin asta în termeni foarte simpli, așa aș explica. Dacă emoțiile pe care le experimentăm au tendința să rămână la o intensitate foarte crescută pe un interval mai lung de timp, atunci acolo este posibil să vorbim deja despre un diagnostic. Pentru că și în depresie știm că starea de tristețe nu este doar o stare de tristețe, ci este mai mult de atâta. E o stare mult mai profundă, nu doar o simplă tristețe, și care persoana respectivă o are aproape pe întreaga zi și pe o durată de peste 2 săptămâni. Adică nu este doar într-o zi, nu este doar o oră dintr-o zi, ci ea are tendința să rămână ancorată pe o durată mult mai lungă și la o intensitate mult mai mare. Adică ea nu revine, starea persoanei respectivă nu revine la un nivel mai bun. Scăzut și funcțional. Mai scăzut, da.
Cred că așa putem să ne dăm seama foarte simplu, ca să nu intrăm în alte dezbateri referitor la diagnostic și evaluare, cum se fac, ce se folosesc, ci mai degrabă să ne urmărim pe noi înșine dacă starea noastră emoțională este una care o considerăm că depășește anumită intensitate. Aici fiecare poate să-și dea seama dacă, ok, ceea ce simt îi suportabil sau mai accentuat, în ce măsură mă deranjează, în ce măsură interferează cu activitățile mele, în ce măsură mă împiedică să-mi desfășor activitățile și relațiile. Deci dacă aceste stări emoționale pe care le avem au tendința să rămână, repet, la un nivel crescut și să interfereze cu viața noastră de zi cu zi pe o durată mai lungă de timp, atunci înseamnă că acolo s-ar putea deja să se fi instalat o posibilă stare clinică, adică nu mai suntem doar într-o stare trecătoare de anxietate, într-o stare trecătoare de depresie și poate că în momentul ăla ar fi bine totuși să cerem o evaluare și să vedem care este starea noastră, deoarece în momentul în care știm cu ce ne confruntăm, în momentul ăla putem să găsim și soluții. Dar aici văd că multă lume, de fapt, prelungește. Avem o stare interioară și în loc să începem să facem ceva, evităm, prelungim momentul de a merge să întrebăm, să facem o consultație într-un cabinet de psihoterapie sau cu cineva care poate să ne ajute la modul profesional. Aia ar fi lucrul cel mai bun. Nu atât pentru că am avea un diagnostic, că diagnosticul practic este o etichetă. Ce înseamnă un diagnostic? Pentru fiecare persoană, același diagnostic poate să însemne altceva. Pentru că anxietate pentru un om poate să însemne ceva ce trăiește în interiorul lui. Pentru o altă persoană, același diagnostic de tulburare de anxietate poate să însemne altceva. Realitățile sunt diferite. Dar rămânem la punctul acesta. Da. Mi-ar plăcea să ne spui cine face evaluarea. Deci dacă trecem printr-o perioadă unde simțim că nu putem să funcționăm pentru perioade lungi, la cine ar fi bine să ne ducem pentru această evaluare? Un psiholog clinician poate să facă asta. Un psiholog clinician. Foarte interesant ce ai spus despre cum se simte același diagnostic pentru două persoane și mă bucur că ai făcut diferența dintre a fi anxios sau depresiv și a avea un diagnostic, pentru că vorbeam noi despre cum oamenii se identifică cu diagnosticul, dar povestește-ne un pic despre cum același diagnostic poate să se simtă diferit în două persoane și dacă poți să ne dai așa exemple de două persoane diferite. Păi, întotdeauna sunt diferite pentru că oamenii sunt diferiți și pentru că realitățile fiecăruia dintre noi este diferită. Trecutul meu nu este același cu trecutul tău, situațiile prin care eu trec la momentul actual nu sunt aceleași prin care treci tu și atunci automat și ne întoarcem și la modul de gândire. Modul meu de gândire ca un proces care se dezvoltă pe parcursul timpului, adică felul în care ajung să gândesc la momentul prezent, nu este doar în momentul prezent, el este construit pe tot parcursul și tot trecutul meu în spate. Așa încât, evident, oamenii experimentează diferit stările de anxietate corespunzător modulul lor de gândire care a fost creat prin intermediul a tot ceea ce au trăit și același lucru și pentru starea de depresie. Deci fiecare experimentează într-un alt fel, raportat la experiența pe care o are, la trecutul pe care îl are. Oare care era cealaltă întrebare? Că nu mai... Dacă ai exemple, fără să ne dai nume, de două persoane care au fost diagnosticate cu depresie sau anxietate și unde ai văzut că cumva stările se manifestă diferit.
Aici, dacă mă pot gândi la... Deci sunt atât de diverse exemplele și situațiile încât, repet, pentru fiecare persoană care vine, ceea ce el simte ca și anxietate este diferit, pentru că fiecare poate să se teamă de altceva, poate să aibă un anumit tip de anxietate sau un alt tip. Poate să sufere de o anxietate de separare, de exemplu, în care este frică să se despartă de persoanele apropiate, pe considerentul că crede că nu se descurcă fără. Altcineva poate să experimenteze o stare de anxietate referitor la a ține un discurs undeva, să manifeste o anxietate de performanță sau teamă de eșec sau anxietate socială, adică există mai multe forme de anxietate și asta corespunzător pentru fiecare ce anume are în interiorul său. La fel și starea de depresie. De-aia... Nu, mi se pare foarte, mi se pare relevante exemplele pe care le-ai dat, mai ales primele două, cel cu anxietatea de separare și de vorbit în public, unde una, prima, de, vrei să fii alături de oamenii cu care te-ai obișnuit și că nu poți să faci anumite lucruri, și a doua este că nu poți să te prezinți în fața mai multor oameni și ambele au comportamente, diferite și mi se pare două exemple foarte, foarte relevante. Acum când vine, am trecut prin această stare sau ne-am dat seama că avem această stare, am văzut cum se, cum se manifestă, am fost la un psiholog clinician, ni s-a spus sau avem un diagnostic și acum intervine partea de tratament. Pentru că ne dorim, sperăm noi, majoritatea, să vrem să ieșim din stările acelea și să fim funcționali și să putem să ducem vieți unde putem să facem față provocărilor și de zi cu zi și putem să creștem în ele și să înflorim și să facem, să și dăm altora ceva la schimb, să oferim din ceea ce avem noi, să construim atât de mult încât să putem să dăm și altora. În ceea ce privește tratamentul, și aici o să vorbesc din ceea ce văd sau din ceea ce cumva majoritatea oamenilor înțeleg, că tratamentul vine cu medicamentație. Ceea ce în unele cazuri e bine, pentru că e nevoie de acea medicamentație să poți să ieși din casă sau să poți să nu-ți mai fie, să nu mai fie o, să ai o teamă atât care te paralizează atât de mult încât să nu faci nimic sau să trebuiască să te ridici din pat. Însă există așteptarea că doar medicamentația o să te facă bine și că stările noastre interioare sunt la fel ca răceala și gripa, unde ai luat un Fervex, ai băut un ceai cald și în 2-3 zile trec și niciodată nu o să mai ai parte de nici de emoții negative funcționale, nici disfuncționale și că nu o să se mai repete ceea ce ai, prin ceea ce ai trecut. Spune-ne un pic ce vezi tu în practica ta și care crezi că este, o abordare mai sănătoasă? Deci ca să începem așa, să spun, o să fac referire în principal la abordarea cognitiv-comportamentală, pentru că astăzi discutăm în contextul acestei abordări. Și atunci, din perspectiva psihoterapiei cognitiv-comportamentale, avem un anumit protocol pe care, să spunem așa, îl urmărim când pacientul intră în terapie, pentru ca să ajungă să poată să-și controleze stările emoționale, să poată să dezvolte o bună gestionare față de anxietatea pe care o are sau față de depresia sau față de tulburările de panică. Deci, pentru asta facem mai multe lucruri atunci când omul ajunge în cabinetul nostru. Deci, în primul și în primul rând, este foarte important, că de aceea am și început cu partea de emoții, pentru că, evident, omul ajunge în cabinet pentru că asta îl supără, indiferent din ce motive, din ce cauze, pe omul deranjează stările lui emoționale de a ajunge în cabinet. Am o stare de anxietate care nu mă lasă să-mi desfășor viața, de depresie, nu pot să fac lucruri. De aceea ajunge în cabinetul nostru. Așa încât, pentru ca să putem să îl ajutăm, important ca persoana respectivă să poată să învețe despre emoții, să învețe
Exact cum am spus, faptul că emoțiile negative nu pot să fie în totalitate excluse din viața noastră și ceea ce vrem de fapt nu este să scoatem cu totul emoțiile negative din viață, ci vrem ca emoțiile negative, disfuncționale, să revină la o intensitate mai scăzută, așa încât să putem să ne desfășurăm viața în niște condiții bune. Deci, pe de o parte, persoanele care ajung în terapie au nevoie să învețe să descrie emoția pe care o resimt. Adică să identifice, ok, bun, ceea ce simt, cum se numește emoția pe care o resimt? Este teamă, este tristețe, este vinovăție, este rușine, este furie? Ce fel de emoție? Să învețe să-și identifice emoțiile, asta este foarte important. Pe urmă, cunoscând faptul că există emoții funcționale și disfuncționale, să învețe să identifice, ok, emoția pe care o resimt este una funcțională sau una disfuncțională. Pe urmă, referitor la emoțiile disfuncționale, corespondente pentru stările de anxietate, de depresie cel mai frecvent, aceste stări, omul care vine în cabinet trebuie să învețe că ele se dezvoltă pe baza unui anumit tip de gândire, care în psihoterapie îl definim ca gândire irațională, respectiv gândire rațională. Asta nu înseamnă că, când spune rațional sau irațional, că omul este dus cu pluta sau că nu este, ci ne referim la faptul că modul nostru de a gândi, uneori, atunci când se încadrează la o gândire irațională, este pur și simplu un mod care nu este susținut pe ceva logic. De multe ori sunt doar gânduri fără rost, fără sens, automatizate deja, pe care le-am folosit de sute de mii de ori și nici nu mai realizăm că le avem în mintea noastră. Și, practic, un motoul nostru de bază în psihoterapia cognitiv-comportamentală este faptul că aceste stări de anxietate și de depresie sau atacurile de panică nu sunt date de evenimente exterioare, evenimente activatoare, ci sunt date de felul în care noi evaluăm acele evenimente. Așa încât, repet, când omul ajunge în cabinet, el trebuie să fie ajutat, evident, de către noi, să învețe să-și recunoască emoțiile, să cunoască faptul că există două categorii de emoții, negative, funcționale și disfuncționale, să învețe că raportat la acele stări emoționale disfuncționale există întotdeauna asociat un mod de gândire irațional. Și obiectivul nostru în terapie nu este să facem să dispară emoțiile negative cu totul. Asta însemnând o așteptare care evident nu poate să fie atinsă. Deși de multe ori cam asta se întâmplă. Oamenii vin și spun, nu mai vreau să simt niciun fel de emoție, m-am săturat să simt teama, m-am săturat să simt tristețea. Și evident, și un astfel de gând este un gând irațional, ca să dăm exemplu. Pentru că nu se poate, nu există. Degeaba eu vreau ceva, dar acel lucru nu este posibil în realitate. Și oamenii, asta trebuie să învețe, practic, că stările emoționale, disfuncționale pe care le avem, sunt date de un mod de gândire irațional. Acum, ce mai întâlnesc eu frecvent în cabinet este, ok, și atunci asta înseamnă că trebuie să schimb gândirea negativă cu o gândire pozitivă. A, super, ce simplu, bun, mă duc acasă și fac. Și pe urmă vine după două zile, dar nu funcționează. N-am putut, dar, sau ba, i-am înlocuit, am schimbat un gând negativ cu un gând pozitiv. Nu funcționează în felul ăsta, pentru că noi nu putem să, și nici noi, nu asta este ideea, să schimbăm un gând negativ cu un gând pozitiv, ci gândurile iraționale pe care le avem trebuie să fie supus unui proces de dezbatere. Deci noi trebuie, referitor la modul în care gândim, să ajungem să facem o dezbatere în prima fază cu psihoterapeutul cu care lucrăm, pe urmă să învățăm să facem asta și de unii singuri. Deci să supunem propria noastră gândire la o analiză critică, pentru că, am spus și o spun studiile,
că starea de anxietate, starea de depresie, tulburările de panică nu sunt datorate evenimentelor care ni se întâmplă, ci felului în care noi ne raportăm la acele lucruri, adică modul nostru de gândire. Un lucru foarte frecvent pe care îl întâlnesc este faptul că oamenii nu fac diferența, nu pot să desprindă gândirea de emoție. Le este foarte greu. Trăiesc starea emoțională, dar dacă întreb, ok, ce te-ai gândit? Ce ți-a trecut prin minte când ai avut starea respectivă? Poate de multe ori primesc răspunsul, dar eu chiar nu m-am gândit la nimic. Nu trecea nimica prin minte atunci. Nu, eu doar am avut starea asta. Nu mă gândeam la nimic. Deci, foarte important, extrem de important, asta am văzut în toată practica pe care o am, că este foarte important să învățăm să desprindem emoția de gândire. Și acum aici deja intervine și munca pacienților, în sensul în care rolul jurnalului, de exemplu, sau a diferitelor materiale care trebuie folosite și completate acasă, pentru ca să învățăm să ne conștientizăm mai bine gândurile pe care le avem, să învățăm să dezvoltăm acest proces de autoreflectare. Dacă noi nu putem să devenim conștienți de propriile noastre gânduri, atunci noi nu suntem conștienți decât de stările emoționale pe care le avem. Stările emoționale, emoțiile negative, disfuncționale, nu pot fi schimbate prin ele însele. Nu pot acționa direct asupra stării emoționale, asupra anxietății, pentru că ca să acționez asupra ei, e necesar să acționez asupra gândirii. Atunci, în cabinet, practic, lucrurile astea le învățăm. Să identificăm emoția, să vedem dacă e funcțională sau disfuncțională, să vedem corespunzător emoției respective, ce gândire am folosit. Pe urmă, sigur, e un întreg proces. De ce am ajuns să gândim în felul acesta? Explorăm un pic trecutul, pentru că gândirea care o avem la momentul actual, am mai spus, are în spate tot trecutul. Nu am gândit așa de astăzi. Noi gândim așa de mult timp. Și atunci, asta este ceva care se derulează în ședințele de psihoterapie și referitor la anxietate și la depresie, din abordarea cognitiv-comportamentală, modul acesta de a lucra este unul care are în spate studii. De aceea, e un lucru foarte optimist, ca să spun așa, din punct de vedere că chiar există rezultate. Nu vorbim de alte forme de patologie, dar strict pe anxietate, pe depresie, pe tulburările de panică, deja sunt studii care arată că putem să facem foarte multe lucruri pentru ca să schimbăm lucrurile. Fac o pauză, că poate vrei ceva să întreb și să nu vorbesc în continuu. Nu, e ok, te-am lăsat să ai, să spui gândurile în ordine și să le exprimi și mi se pare, și ai răspuns la multe din întrebările pe care le aveam, dar ai ridicat și multe întrebări în mintea mea în timp ce vorbeai. Da, pentru că și eu am în mintea mea multe lucruri pe care aș vrea să le spun și pentru că sunt multe lucruri de spus referitor la subiectul ăsta și îmi vin atât de multe că nu știu cum să le pun pe toate și să le prezint. Așa. Apropo de să gânduri. Fie. Da. Apropo de gânduri. Mi-a plăcut faptul că ai spus că nu putem să acționăm direct asupra stărilor emoționale, adică nu putem să vrem să simțim dintr-o dată un anumit lucru. Și ceva ce recent am început să fac este să învăț despre recunoștință și starea de recunoștință și cum dacă în mod activ ne uităm la lucrurile bune din viața noastră și le analizăm și ne uităm unde ne-au folosit și de unde am învățat, care au fost lecțiile pe care le-am învățat, ne pot readuce în prezent și ne pot schimba starea de focus. Și recunoștința este o practică care e de dorit să ajungă la să devină o stare. Și e foarte, foarte interesant că ceea ce spuneai tu despre toate exercițiile pe care le facem acasă după sesiunea de terapie cu tine și nu funcționează oarecum în două zile.
și că este un întreg proces prin care oamenii ar fi bine să treacă și ar fi bine să respecte pașii necesari pentru beneficiile care din viitor, și mai ales de faptul că dacă un gând și-a făcut loc în mintea noastră în 3, 5, 7, 8, 10 ani de zile, este nerealist să vrem ca acel gând sau ca acea stare să dispară în 2 zile sau după o oră cu un expert. Ce este important ca și noi, după ce terminăm acea ședință, să facem acele exerciții pentru a îmbunătăți modul în care gândim. Adică e ca spălatul pe dinți. Te-ai spălat pe dinți, dar trebuie să speli mereu pe dinți, știi? Că dacă nu te-ai spălat, nu funcționează. Aici e un pic mai diferit și un pic mai amplu în ceea ce privește CBT-ul. Eu zic CBT de la Cognitive Behavior Therapy. Da, da. Aici mai vine o chestie în minte, mm-hmm, care simt să o spun, și anume faptul că de multe ori oamenii poate că ar vrea să facă ceva, dar pur și simplu nu au încredere. Nu au încredere din punct de vedere că ei pot să facă ceva. Adică pentru ca să putem să facem și ceea ce am spus, ok, hai că uite, ținem un jurnal, notăm gândurile undeva, adică este necesar să dezvoltăm această capacitate de conștientizare a gândurilor și să dezvoltăm capacitatea de autoreflectare. De multe ori, oamenii vor să facă ceva, dar pentru că nu știu cum să facă, trăiesc în interiorul lor un profund sentiment de lipsă de autoeficacitate. Adică ei nu știu că referitor la gândurile noastre trebuie procedat într-un anumit mod. Asta toată lumea aude, da, ok, știu că de la gânduri pleacă toate și asta îmi influențează starea și se simt blocați acolo. Bun, ok, da, nu mai facem nimica. Și de multe ori, repet încă o dată, oamenii ar vrea să facă ceva, pentru că cine nu vrea? Vrem să trăim mai bine, să avem stări mai bune, dar ne blocăm în acel sentiment de lipsă de autoeficacitate, care înseamnă că noi credem că nu știm, nu putem, și este pe de o parte și coerent acest lucru, pentru că dacă o persoană nu știe cu exactitate cum să facă și ce trebuie să facă referitor la gândurile pe care le are, natural că nu o să-i vină să facă ceva. Știe că gândurile determină starea, dar are sentimentul că nu poate să facă nimic în privința asta. Și sentimentul ăsta că nu pot să fac nimic, că eu nu știu, că nu pot, descrie o stare de lipsă de autoeficacitate, care nu este atât că e cu adevărat reală, că tu nu poți să faci sau că tu nu știi să faci, ci datorită faptului că, da, nu te-a învățat nimeni. Și atunci ai coerent. Omul trăiește această stare că el nu poate să facă nimic. Și, repet, da, e adevărat. Nu poate să facă pentru că nu știe cum să facă. Ăsta e rolul, este un rol major în psihoterapie. Psihoterapeutul să ajute pacientul să învețe cum să lucreze cu propriile gânduri. Și după ce persoana respectivă începe și pune în practică, și ușor, ușor începe și vede progrese, că ok, uite, am identificat relația dintre o emoție negativă disfuncțională pe care o am și un gând corespondent și am făcut o dezbatere logică pe baza acelui gând, uite că mi s-a schimbat starea. Wow, super, deci am putut. Începe să crească acel sentiment de autoeficacitate și atunci omul începe să vrea mai mult și pune în practică și începe să se ajute el pe el. Deci asta iarăși mi s-a părut o chestie foarte importantă, faptul că nu, oamenii nu știu, practic, nu știu că pot să facă, că există modalități să lucreze, doar că trebuie puțin ajutor, trebuie să fie informați și să nu ia totul așa în foarte tragic, că
gata, nu mai pot să fac nimic. Se pot face foarte multe lucruri. Da, este o lipsă de cunoaștere asupra modului în care ne simțim în interior și care se accelerează, sau cumva stările acestea devin mult mai comune din cauza schimbărilor stilului nostru de viață, pentru că suntem din ce în ce cumva mai pe insulele noastre și din ce în ce mai puțin oameni în jurul nostru care să ne ajute și facem lucruri mult mai intangibile decât făceam în trecut, care ne reduc atât dovezile că putem să facem ceva, dar și starea de încredere în noi că lucrurile acelea contează. Și îmi veneau în minte trei exemple, două dintre ele erau, sau unul dintre ele era unde era un blocaj fizic. Cineva avea o problemă la un picior, își rupsese piciorul și nu putea să facă, deci era fizic incapabil să facă ceva și își dorea să facă un anumit lucru și din cauza acelui accident, mintea îi spunea că n-are, că nu poate să facă ceea ce își dorește, care nu ținea, n-avea treabă cu mersul, știi? Era o chestie pe care voia să o facă. Al doilea exemplu îmi vine în cap după al unei persoane care a muncit foarte mult o perioadă și atât mintea cât și corpul îi spuneau că nu poate să mai facă nimic sau să fie cum era el în trecut. Și acolo erau două abordări diferite, că trebuia să lucrezi și cu mintea, dar și cu regenerarea corpului, cu regenerarea energiilor. Și al treilea este când mintea avea cumva o preconcepție, adică în marea majoritate a timpului acea persoană era funcțională, dar pe o idee, pe un singur caz, avea o preconcepție. Adică era fizic sănătos, adică avea toate lucrurile, 99% din lucruri erau bune, însă acea preconcepție era că nu poate să facă un anumit lucru, știi? Sau că nu o să fac chestia asta pentru că. Și mi se par foarte interesante toate cele trei cazuri pe care eu le-am întâlnit și despre care am vorbit, pentru că sunt anumite cumva tipare, știi, care ne împiedică, ne ajută, care chiar dacă suntem foarte bine noi, un lucru nu putem să-l facem sau care din cauza unui anumit eveniment în viața noastră nu mai putem să mai facem anumite lucruri. Dar în momentul în care am stat de vorbă cu toate cele trei persoane și ușor-ușor am căutat în trecutul lor anumite dovezi că lucrurile nu sunt chiar atât de rele sau de grave cum par, și eu nu sunt specialist în CBT, am făcut cursul de coaching și acolo am învățat să hai să căutăm dovezi, hai să ne uităm, să vedem unde putem să găsim lucrurile acestea, hai să vedem unde, care sunt cumva aturile tale și cum poți să le folosești sau unde poți să creezi în viitor mici dovezi că lucrurile se pot face și hai să facem un plan. Folosind acele tehnici de coaching, am reușit în două din trei cazuri să schimb cumva starea și să creez un plan. În al treilea n-am lucrat atât de mult, dar sunt convins că dacă aș fi lucrat mai mult, s-ar fi schimbat și acolo lucrurile. Da. Super! Ceea ce spui tu, practic, e reprezentat în psihoterapia cognitiv-comportamentală ca un proces de restructurare cognitivă, adică ai intervenit și ai ajutat persoanele respective să vadă și din altă perspectivă ceea ce gândeau. Practic, de asta avem nevoie, că trăim foarte, într-un fel, ancorați doar în propriul nostru mod de gândire și dacă nu interferăm, nu interacționăm și cu altă abordare, cu altă perspectivă, atunci rămânem pur și simplu doar la ceea ce noi avem în mintea noastră. Și evident, fiind obișnuiți atât de tare cu ceea ce gândim, cumva este foarte familiar. Noi nu ne gândim că lucrul ăla poate să arate și altfel. Credem, propriu-zis, tot ceea ce este în mintea noastră. Ne facem rău singuri. Suntem noi singuri, fără să vrem. Da. Spune. Și asta mă cumva așa m-a mișcat, ca să spun așa, ziceam și de Buddha, că inclusiv
De acum 2000 și ceva de ani, oamenii știau referitor la gândire și mi se părea așa un pic, într-un fel, destul de șocant. Zic, domnule, dacă și în ziua de, până și acum 2000 și ceva de ani, oamenii știau, mă rog, unii, că nu știau toți, despre acest lucru. Noi, acum, când avem atâta tehnologie, suntem atât de evoluați, pare de-a dreptul șocant uneori că încă nu putem să înțelegem și să ne raportăm corect la faptul că, ok, gândirea noastră este într-adevăr ceva care creează realitatea. Asta, înțelegi ideea? Înțeleg ideea. Tehnologia este avansată, dar să știi că noi, la nivel de oameni, marea majoritate dintre noi, la nivel de ființe, suntem poate un pic mai bine informați și cu o mai bună înțelegere a unor procese decât au fost generațiile trecute. Și în momentul în care apare o stare, fie de stres, de anxietate sau de depresie, acea informație nu mai se accesează. Sau, o prima, una la mână, sau doi la mână, obiceiurile noastre, din cauza faptului că devenim atât de self-sufficient, autosuficienți, credem că le știm și avem un ego care nu ne permite să ne uităm la viața noastră și să fim critici cu noi și să zicem, bă, stai așa, că am nevoie să învăț să mă relaxez sau am nevoie să zic nu sau ar fi bine pentru mine să mă apuc de un pic de sport sau să am grijă de banii mei sau să creez o viziune personală asupra vieții mele și a obiceiurilor pe care mi-ar plăcea să le am în viața de zi cu zi. Noi nu, spunem, băi, ce mă, eu știu tot. Dar să revenim la discuția noastră ca să nu ne ducem în altă parte. Da. Ana, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ai oferit. Ne apropiem cu de final. Cu mare drag. Și da. Spune. Sunt atât de multe lucruri de spus și chiar subiectul ăsta e unul dintre cele mai dragi pentru mine, pentru că știu că oamenii pot să depășească stările de anxietate, stările de depresie și chiar uneori nu e atât de complicat pe cât pare. Și foarte mult încerc și eu să contribui cu tot ce pot pentru ca să ajut, tocmai pentru că știu că e posibil și păcat oamenii să rămână ancorați într-o gândire care, ok, dacă ai anxietate înseamnă că gata, ești condamnat pentru toată viața sau dacă ai dezvoltat un episod depresiv, nu mai poți să fii, nu o să mai fii niciodată ce ai fost. E păcat și trist să rămânem într-o astfel de gândire. Și cred că e bine dacă cu cât răspândim mai multă informație în sensul că lucrurile nu stau așa și putem să facem multe în sensul ăsta de a ne depăși stările emoționale, sper să ajungă la cât mai multă lume și să contribuie să fie ceva de folos din ce am discutat noi. A fost foarte de folos și foarte, foarte informativ și foarte valoros. Eu te-aș întreba dacă ai putea să ne dai un exemplu al unei persoane care a venit la tine în cabinet cu o stare de depresie sau anxietate destul de puternică, să luăm, uite așa, un caz extrem și care a reușit după aceea să, cum spuneam mai devreme, să aibă mai multe resurse, să reușească să construiască mai multe resurse în viața lui încât să dea și altora. Se pune și exemplu personal? Mare drag! Da, și eu sunt unul dintre exemplele care personal în viața mea am experimentat tot felul de stări de anxietate, de toate felurile, multe forme de atacuri de panică, stări de depresie, nici nu știu, la un punct nici nu mai știam ce n-am experimentat și dacă sunt astăzi aici și pot să vorbesc despre asta și într-adevăr am ajutat la rândul meu multă lume, acum nu pot să dau să fac o listă, uite, asta e lista persoanelor, dar cu siguranță că am putut să dau mai departe din ceea ce eu am obținut. Deci, nu știu, dacă consider, dacă se pune exemplu se pune, personal, se pune. Atunci
Ideea este că chiar se poate și vreau să aduc o încurajare pentru toți cei care o să vadă materialul ăsta, exact în sensul ăsta că uneori poți să ai niște stări atât de intense și să fii atât de nasol și să crezi că nu o să mai ieși niciodată de acolo și o să, pentru totdeauna o să fii un om terminat și distrus, să nu rămânem în gândirea asta, pentru că oricât de jos am ajunge, întotdeauna se poate să urcăm înapoi. Deci să nu fim descurajați atunci când trăim stări emoționale intense sau mai puțin intense, nu contează. Ideea este că putem și sunt căi și modalități. Și una dintre căile cele mai potrivite pentru anxietate și depresie, acum n-am apucat foarte multe să dezbatem, că timpul e scurt, dar psihoterapia cognitiv-comportamentală, și nu spun asta pentru ca să-i fac reclamă, pentru că mie îmi plac și alte forme de psihoterapie, nu doar aceasta, dar strict pentru anxietate, pentru depresie, pentru tulburări de practic, de tulburări de panică, este o formă foarte, foarte bine documentată științific și care aduce rezultate foarte bune, așa încât cu foarte mare încredere oamenii ar trebui să încerce măcar. A, nu, fă-i reclamă că e bine. Adică nu, de obicei, uite, dacă sunt anumite practici pe care nu au un fundament științific sau care mi se par mie, cel puțin personal, că nu aduc atât de multă valoare pe cât sunt marketate, să știi că pun foarte multe întrebări. Așa că în cazul tău și în cazul terapiei cognitiv-comportamentale nu am foarte multe întrebări de pus, pentru că știu și eu că funcționează. Da. Pentru cei care au ascultat la început și nu știau, și am vorbit eu despre două chestii care nu mi-aduceam aminte, se numesc aleostază și homeostază. Și homeostaza e partea cu pH-ul stomacului și aleostaza este partea în care noi revenim la respirație și la bătăile inimii în funcție de situația în care suntem. În spatele tău sunt foarte multe cărți. Vrei să spui ceva de homeostază și aleostază? Nu. În spatele tău sunt foarte multe cărți. Poți să ne recomanzi o carte? O carte foarte bună, adică toate sunt foarte bune, dar ce vine acum în minte este cartea asta. Simbioză și autonomie. Nu știu, dar așa mi-a venit acum, așa că putea să fie oricare dintre cele de pe rata. Cine a scris-o? Franz Rupert. FRANZ RUPPERT. Franz Rupert. Și e o carte, din punctul meu de vedere, extrem de valoroasă, pentru că oarecum descrie și procesul de individualizare al omului, de a ne desprinde din relațiile noastre de simbioză. De multe ori trăim într-un proces de simbioză cu ceilalți, nu devenim ființe de sine stătătoare. Suntem foarte legați, influențați de modul de gândire a celorlalți, de stările emoționale a celorlalți. Nu ne trăim pe noi înșine așa cum suntem noi, ci trăim într-o relație de dependență cu ceilalți sau codependență. Și cărticica asta vorbește, printre altele, de acest lucru, vorbește de traumă, vorbește de iubire, dincolo de aceste legături defectuoase, care e un subiect care l-am putea dezbate la un moment dat, dacă vrei. Dar, cu drag, cine dorește să cumpere cartea, că foarte bună. Și facem reclamă și la carte. Facem reclamă și la carte, exact. Da. Spune-ne unde te găsesc oamenii. În Cluj-Napoca, pe strada Traian Moșoiu 16, numărul 2, apartamentul 2. Și pe Facebook. Și pe Facebook. Ai și site? Da, am și un site, dar sincer nu m-am mai ocupat de mult timp de el, așa încât... Ai acolo datele de contact? Da. Și cum se numește site-ul? Ca să ajungă oamenii la tine. Îl punem unde scrie. Nici mai știu exact, de-aia zic că n-am mai intrat de mult. Terapie craniosacrală, ceva, nu mai știu. Ok, nici era. Problem. Mulțumesc frumos, Ana. Ai un invitat pe care mi l-ai recomandat să-l aduc în podcast?
Ai nevoie să-ți răspund acum Nu, sau? poți să-mi scrii. Ok, bine, Poți. mă gândesc și cu drag. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult Și eu. pentru informații și pentru recomandările de final și mă bucur că l-ai făcut. Asta este și sfatul meu, să putem să creăm vieți mult mai bune. Cred că o să mai facem un al doilea episod în care să mai vorbim. Mi-a plăcut modul în care vorbești. Spune-mi cum te simți acum la final. Foarte bine mă simt acum la final, deci putem să dezvoltăm și să desfășurăm activități chiar și atunci când avem un anumit fond emoțional în spate și asta nu trebuie să ne împiedice și mai mult decât atâta, cred că e important să arătăm că indiferent ce suntem, chiar și psihoterapeuți să fim, tot experimentăm emoții, tot experimentăm stări emoționale și insist foarte tare pe ideea asta că nu putem să excludem din viața noastră emoțiile negative. Le numim negative pentru că frica pare să aibă o conotație negativă, dar este o emoție negativă bună. Funcționat. Mulțumesc frumos, o zi plăcută! Drag, la fel! Pa, pa, pa! Pa! Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit utile aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.